Curtea de apel Cluj a înregistrat luni 29 ianuarie dosarul în care Gregorian Bivolaru și alte 19 persoane sunt judecate pentru trafic de persoane. Este vorba despre un apel la o sentință a Tribunalului Cluj din 2015, prin care acesta fusese achitat într-un dosar de trafic de persoane care datează din 2007, scrie știrdecluj.ro. De altfel, probele din dosar obținute prin interceptările telefonice sunt nelegale, așa cum nici rapoartele tehnico întocmite de Asociația Psihologilor din România nu sunt luate în considerare.